Investiție inedită la Galați, 7 defibrilatoare vor fi montate pe străzile orașului și vor putea fi folosite de oricine în situații de urgență. Astăzi au avut loc și primele cursuri pentru folosirea dispozitivelor medicale. Prin această defibrilare să înțelegeți ca un restart la calculator. Lecția de prim ajutor a fost pentru toți cei care au trecut prin centrul Galațiului. Doar că în spiritul clasic, oamenii au vrut toți un loc în față. N-am reușit să văd nimic pentru că n-am reușit. De acum, de pe am sosit. Interesant ce vedeți? Da. Manevri de resuscitare. Nu e foarte greu de utilizat. Ce avem noi aici ca dezavantaj e aparatul de training, că vorbește în limba engleză, dar cel pe care o să-l primiți dumneavoastră e în limba română. Chiar și așa, mulți au văzut, puțini au priceput. Până când am învățat, mor de 3 ori. Nu am văzut, pentru că eu trebuie să am grijă de taravanul. Nu vă interesează să învățați să salvați viața unui om? Este, are ce o să vină. Au fost însă și oameni conștiincioși. Emoțiile dinainte au fost mari, dar nu este chiar atât de greu. Este foarte util. Cele 7 defibrilatoare au costat aproximativ 2000 de euro fiecare. Ar fi amplasate în puncte strategice din oraș, puncte cu aglomerare de persoane. Ele sunt achiziționate de Asociația Smurt Galați, Primăria Galați și Consiliul Județean. Defibrilatoarele publice vor fi montate în cutii speciale, iar dacă vor fi folosite, vor alerta automat autoritățile.